Am să încep cu o piesă pe care o cânt din când în când în concertele mele. Este piesa marelui nostru prieten Gil Ionită și Adrian Brunescu, Capul de la Tom. Capul lui Mihai Miteazu de la Tonga se ridică și întreabă de ce țara a rămas așa de mică. Și când piator de triste îi răspune lui cu jale, fiindcă astăzi ducem lipsa capului măriei tale. Nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-ne obrazul, totuși unde au fost românii când a fost tăiat Viteazul. Nu voi consuma o travă pentru niciun fel de pasta, totuși unde au fost ai noștri și atunci în vremea asta. Cum se ajunge până la gâtul voievodului de țară, dacă nu stătă de acasă, lângă ura de afară. Nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-le obrazul, totuși unde au fost românii când a fost tăiat Viteazul. Capul lui Mihai Viteazul ne-a lăsat numai cu trupul. Nu contează că străinii nu aveau nici pic de scrupul. Eu de-o singură întrebare mă scârbesc și mă mai mâni, totuși unde au fost românii, totuși unde sunt românii. Nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-ne obrazul, totuși unde au fost românii când a fost tăiat Viteazul. Mulțumesc!